Salut, prieten. Sunt Mihai Stepanov și vreau să vă prezint cea mai simplă și cea mai interesantă, cred că, afacere la momentul actual. Deci, ea este legată cu o rețea de magazine de aur și argint. Eu nu știu cum să-i spun în juvaire, să spunem așa. Deci, ideea care? Că compania se dezvoltă și în avans ia bani de la noi. Pentru aceasta, nouă ni se dă săptămânal procente, iar în final, primind 200-300% anual cu suma care am investit-o, pe ea ne ducem în magazin și ridicăm marfă. Marfă reală, ineluri, braslete, diferite lucruri din aur ori argint, de cantitatea cea care noi am luat-o. Deci ea, această rețea, este foarte populară, se dezvoltă foarte brusc. A început în Ucraina, acum ea s-a deschis oficial, deci cu magazine în Rusia, la fel s-a deschis în Kazahstan. În curând se deschide în Turcia și încă o țară din Asia Mijlocie, Kirghizia. Deci cum deschid ei țările? Deci se poate de făcut înregistrarea din orice țară, dar magazinul se deschide când se grămădesc o anumită cantitate de lume ca să fie clienți, deci care se poate să vină să schimbe certificatele. Deci acolo sunt mai multe variante de participare în afacere. Deci cel mai simplu care se poate de participat la distanță este de făcut cumpărarea certificatelor. Certificat în argint sau în aur. Lucrurile din argint sunt mai convenabile, deoarece este procentul mai mare, săptămânal. Alegem de ce cantitate. Deci se începe de la 50. Deci uitați-vă, luați $50, cumpărați acest certificat și timp de un an el vă aduce 364%. Deci venitul vine săptămânal. De pildă, dacă luați aur, vedeți, aurul iese 260. Peste un an, în afară de cei că ați primit 260%, de $50 vă duceți în magazin. Dacă, de pildă, peste un an nu s-a deschis magazin în țara din care sunteți, puteți să dați acest certificat cuiva și să ducă cu el în țara în care deja sunt deschise magazine, de pildă Ucraina, Rusia, Kazahstan acum. Dar situația care, că ei au un an jumătate când s-au deschis și treptat s-au dezvoltat, și acum situația așa că în timp de o lună jumate, de 5 ori a crescut numărul de persoane care s-au înregistrat în această companie într-o lună jumate. De pildă, persoana care m-a invitat, el are numărul 77.000, eu deja am 343.000. Deci numărul acesta care îl avem în interior este numărul de ordine cum am primit la momentul înregistrării. Deci ultimul om primește ultimul număr și așa la rând. Deci uitați-vă, pentru ce trebuiește ca să faceți cumpărătură de certificat? Pentru că noi putem câștiga și din persoanele care le invităm. Deci eu, dacă cineva din invitații mei se înregistrează, primesc la nivelul acesta care eu sunt manager 7,41% din suma cumpărată de persoanele invitate de mine. Și acum, în dependență de volumul, deci dacă eu de pildă mai fac cumpărături sau echipa mea mai cumpără 250, trec la alt nivel și tot așa, acest procent crește până la maxim, care poate fi 19%. Deci acum închipuiți-vă că ați invitat o echipă direct și echipa voastră cumpăra de pildă de $10,000. Și dacă s-a atins nivelul acela de 19%, atunci
Овец он винит, где у мину усутит доллар. Остаем артат зечи ми, так где пил де усута де ми, держа со снова с продаж ми. Динтру миллион, усута нова зажди ми. Шачешт бань саптаманал вин, конт ши си платит дискос. Aici să faci plata prin Perfect Money sau prin cardul care îl adăugați. Deci, ca să nu faceți greșeli, inițial vă înregistrați, înregistrare gratis, pe urmă, cum să faci plata, apelați la mine, deci cine se înregistrează după link-ul meu, în orice moment sunt gata să vă ajut, deci care se înregistrează după alte persoane, deja fiți cinstiți, apelați la ajutorul persoanei date care v-a invitat. Deci eu acum, de ce am intrat în acest proiect? Pentru că inițial credeam că acesta este scam. Până când n-am văzut un video cu explicații, cu cifre de unde se iau banii și video este în limba rusă, voi încerca să fac eu un video cu explicații cu cifre în limba română, dar o să iei ceva timp. Voi vedea dacă acest video, n-am verificat dacă nu are subtitri și dacă are subtitri, voi putea să vi-l dau acest video ca să-l vedeți atent, să ascultați cu traducere ce spun în acest video. Deci o afacere este foarte super și în curând ce m-a dat jos, ei vor avea și moneta lor proprie, criptomonetă care va fi asigurată cu aur. Deci mă tem că cu așa proporții și amploare care a luat dezvoltarea acestui proiect, să nu ajungă aur pentru toți. Peste un an, doi. Vor fi milioane de oameni acest proiect, după părerea mea. Deci asta unică eu văd problema, că nu va ajunge marfă pentru tăți. Deci ei încheie contracte cu fabrici de aur, uzine unde se face și când intră pe o țară, dacă sunt uzini renumite sau care au valoare, ei încheie cu contracte cu ei și deci în magazinele lor apar marfă la mai multe magazine deja, nu, magazine de uzine cunoscute. Deci în Ucraina, cam toate uzinele care lucrează cu lucruri în aur, care fac inele, braslete și așa mai departe, sunt în magazinele lor, în Rusia alte companii, Kazakhstan altele. Deci în curând, cred că o să fie și în Moldova, că am început să promovez, cine vrea poate să fie primul de pildă. Deci dacă deschideți țara, nu aveți niciun plus, dar unica că sunteți la început din echipă, aveți rulajul care vă aduce un plus. Deci vă măriți rankul. Și cum am spus, de la rank la rank, de la minim 7,4%, treptat rankul crește până puteți să aveți 19% din cumpărăturile care le fac persoanele invitate de din shop, nu din venitul care ei îl primesc săptămânal. Deci eu, dacă mă uităm, ne uităm la cumpărătura care am făcut, deci eu pe 28 am cumpărat un certificat cu argint, deci de $50, el va aduce timp de un an 364%, nie săptămânal îmi vine $3.50. Deci pe lună ies $14. 14 cu 14, undeva în 3 luni și ceva, eu îmi întorc a mie 50. Dacă nu invita pe nimeni, dacă invit, mai am din suma cumpărată de invitații mei, minim 7,34%. Deci cam atât despre site, despre marketing și mai departe voi face alte video. Acum vreau să
explică ca să puteți invita să apară acest link, trebuie să cumpărați minimum un certificat. Pentru că până nu aveți cumpărat certificat, la voi linkul nu este, nu există. Deci va fi așa situația. A doilea moment, ce ne trebuiește nou, este acest număr personal, el este codul nostru, cu care se poate de venit la magazin și pe baza lui verific toată informația ce certificate aveți, care au expirat, adică care poate fi schimbat contra marfă. Deci această cifră este codul nostru personal, să spunem, care trebuie să-l țineți pe de rost. De pildă la mine, eu o să primit o cifră foarte frumoasă, 34, 37, 34. Despre alte momente, deci, ca să nu fac video prea lung, mai bine să mă contactați și să vă răspund la întrebări mai detailat. Da, și cum vă arăt cum facem înregistrarea? Deci, când am trecut după linkul care este, nu știu dacă este engleză, compania este ucraineană. Ei au făcut pe urmă limba rusă, dar în engleză încă n-au tradus, pentru că, din păcate, e multă informație în limba rusă și ucraineană. Deci, e mai bine mă apelați la mine și eu vă ajut. Uitați-o. Ce vă recomand? Să intrați în direcția aceasta, butonul acesta unde sunt noutăți. Toate noutățile importante apar aici. De pildă, ați apăsat pe inscripție. Ați luat și ați tradus. Și ați înțeles despre ce este noutatea. Acum facem înregistrare. Apăsați butonul acesta lung, unde scrie nu intrarea, dar acesta înregistrare. Unde deja alegeți limba care doriți, este engleză aici, rusă și ucraineană. Unde noi introducem telefonul, pentru că telefonul este principalul aici, pe care vine SMS când facem cumpărături. De ce trebuie un telefon mobil să fie, care este a vostru personal? Pe urmă, mai jos, scriem nume, prenume și după tată, cum un buletin. Pe urmă, parola, repetăm parola și confirm. Cum facem acest lucru? Apăsăm pe confirm, deodată ne merim în interior. Și deci trebuie să intrăm în magazin și să facem cumpărătura, dar mai bine apelați la ajutorul meu ca să nu faceți careva greșeli. Cam atât pentru început, numai bine.